Teatrul Național Radiofonic prezintă Mihai Eminescu, Veronica Micle. Replici. Scenariu de Pușarot și Costin Tuchilă. Muzica, Laurențiu Profeta. Interpretează George Motoi și Lucia Mureșan. Dulcea mea mică, adormind seara cu gândul la tine și deșteptându-mă dimineața tot cu el, aș putea să-ți scriu toată ziua fără ca să obosesc, dacă cititul nu te-ar obosi pe tine. Nu știu de ce orice lucru, chiar acelea care n-au a face deloc cu tine, îmi aduc aminte de tine. Ce ai tu a împărți cu tei, cu florile și frunzele de tei? Poate unde ești așa de dulce ca mirosul florilor acestora. Și dacă se întâmplă pe tine să te văz, desigur că la noapte un tei o să visez. Iar dacă se întâmplă să întâlnesc un tei, desigur, toată noaptea visez la ochii tăi. Nu rimează bine, jantiez absolu, dar nici mâinile noastre nu rimează, căci a mea e urâtă și a ta albă și subțire și tot se strâng câteodată într-o singură strofă de 10 degete. 30 august 1876. Dacă ai ști tu cât doresc să fiu lângă tine, ele hamite de lumea asta care nu mă lasă în pace și care mă hărțuie. Am momente atât de jalnice că văd viața ala-ndala și aș vrea să mor. Dar sunt prea lașă ca să mă sinucid. Și în aceste clipe de slăbiciune îmi spun dacă Titi s-ar afla lângă mine, poate gândul de a muri nu m-ar încerca adesea. El ar alunga din sufletul meu acest gol pe care îl simt și pe care îl văd în jurul meu. Știi tu, scumpul meu, întreaga mea viață a fost o născocire pentru lume, în care eu râd, glumesc și sunt socotit o persoană foarte veselă. Și inima mea sângeră că uneori plâng în timpul nopții și numai Dumnezeu știe căruia îi deschid inima mea și care cunoaște mai bine decât oricine durerea ce-mi sfâșie inima. La revedere, Titi, te îmbrățișez de mii și mii de ori. Nu mă uita. Tola. Decembrie 1878. Dulcea mea mică, sunt incapabil de gândi ceva, incapabil de a lucra și mii de idei car de car mai curioase și mai nerealizabile îmi străbat capul, întunecându-mi hotărârea. Un lucru știu și voi hotărât să fie și pentru totdeauna. Nici nu pot închipui altă viață decât în apropierea aceasta azul cel mai bun urât. Știu că scriu lucruri fără de nicio legătură și că aș vrea mai bine de mână decât să-ți scriu și... Dar tu știi, tate, ce să-ți mai spun, ce știm de ceea ce pururile vom ști. Ceea ce spus și respus între noi are cu toate acestea totdeauna un farmec renăscând de mii, de mii de voci. Te rog mult, nu mă uita. Botoșan, 10 septembrie 1879. Scumpul meu Eminescu, în minut
sunetul în care îți scriu sunt atât de supărată cum nu-ți poți face idee. De când am sosit în Iași necontenit, am neplăceri și certuri. Și pe lângă aceste toate, tăcerea ta mă omoară. De atâtea zile de când ți-am scris și aștept un răspuns de un rând măcar. Dar geaba. Nici mai știu unde mi-e capul. Mă întreb de m-ai putut uita așa curând. Și câte mai trece prin minte știe numai unul Dumnezeu. Dorindu-te, te sărut. Veronica. 23 octombrie 1879. București, 23 octombrie 1879. Dragul meu Eminescu, așa m-a cuprins urâtul de tare, încât pentru ca să scap de el, umblu câte 4-5 ore pe zi, ceea ce m-a dus la o stare de slăbiciune, încât acum abia scriu. Nu mă doare nimic, dar aproape îmi lipsesc puterile de a ține condeiul în mână. Ce bine ar fi să tot slăbesc și să mă sting. Mă bucur foarte mult că fierul iodat îți face așa de bine. Și eu am luat 200 de pilule, însă cred că nu voi lua acum. Mă mai las și în voia soartei să văd ce-a mai fi. Singurătatea și suferința acestei ierbi îmi zace pe suflet. Trebuie să încerc să o alung. Veronica. 30 octombrie 1879. Draga și dulcea mea amică, de când ai plecat tu, n-a plecat numai fericirea, ci și liniștea și sănătatea mea. Când gândesc la tine, mi se umplu ochii de lacrimi și nu mai găsesc cuvinte să spun ceea ce de 1000 de ori ți-am spus că te iubesc. Această unică gândire, care e izvorul fericirii și a lacrimelor mele, această unică simțire care mă leagă de pământ, e totodată și izvorul îngrijirilor mele. Veronica, dragă, au n-am fost numit într-o lume în care fericirea nu poate exista? Este în lumea asta destul loc pentru atâta iubire cât o avem? Nu este amorul nostru o anomalie în ordinea lucrurilor lumii? O anomalie pentru care cată să fim pedepsiți? Se potrivește amorul și suferințele noastre cu o lume în care bați pururea? Și când gândesc în viața mea compusă din suferințe fizice și rele morale, ca o excepție tu mi-ai dat zile aurite, pot crede în dăinuirea acestei excepții? Dulce și dragă Veronica, doresc ca amorul unui nenorocit ca mine să nu fie aruncat o umbră în viața ta senină, în sufletul tău plin de veselie, precât e plin de un gingaș și nesfârșit amor. Iubește-mă și iartă-mi păcatele, căci tu ești Dumnezeul la care mă închid. De
acum ați voi scrie mai des. Deși sărmanele voi scrise sunt departe de a plăti o singură îmbrățișare a ta, dulce mea copilă. Am sărutat cel puțin această foaie care va intra în mâinile tale cele mici, de la care își așteaptă toată fericirea. Al tău, Eminescu. București, 31 octombrie 1879. Astăzi sunt pline două luni de când am îndeplinit un vis, visat atâta timp, un dor purtat cu atâta amar și suferință. Nu știu dacă pentru tine nu a dispărut tot farmecul închipuit de bogata ta fantezie, după ce realitatea lucrurilor a înlocuit zborul imaginațiunii. Cât pentru mine, tu ești și vei fi pururea, iubitul meu ideal, visat și dorit într-un chip vag, nehotărât, chiar din copilăria mea. Mâine e ziua numelui tău. Îmi pare destul de rău că nu pot măcar să te sărut pe ochii tăi cei frumoși. Fă-mi să-i pot săruta cât mai îngrab și să pot să-ți cere iertare dacă poate din prostie te-am jignit cu ceva. Tu de mă iubești, desigur că mă vei ierta și vei veni la Iași să ne mai îmbătăm unul de altul. Telegrafiază-mi de vii. Te sărut, dorindu-ți toată fericirea lumii. Veronica. 7 noiembrie 1879. Dacă nu ți-am mai scris până acum, cauza e că nu voiam să se încrucișeze din nou scrisorile noastre. Am voit să o primesc pe a ta și apoi să-ți răspund. Tu-mi scrii așa de puțin, încât abia o deschid și o și sfârșesc de citit. Eminule, nu voiesc ca tu să-mi scrii tot scrisori de o coală întreagă, că știu că nu ai timp. Dar nici așa de scurte. Te întreb de-mi pot plăcea. Superstițioasă și fatalistă, după cum mă știi, scrisorile sunt singurele, când tu nu ești de față, care mă mai asigură și mă mai liniștesc. Atâtea griji și necazuri nu au oare dreptul la o mică mângâiere? Ia de fost a mângâia. Și mângâierile tale îmi sunt atât de scumpe și de prim. Scrie-mi dar mai multișor, că știu că ai timp când voiești. Nu mai pun niciun cuvânt de afaceri, mi-e groază să le mai amintesc. Te sărut de mii de ori și te doresc din suflet. A ta, Veronica. 12 decembrie 1879, Iași. Dulcea și mânioasa mea mică, sărbătorile îngerul meu cel dulce care nu vrei să mă crezi, le-am petrecut bolnav între cei patru pereței miei. N-am nici viață, nici mângâiere, nici petrecere fără de tine și cum că n-am, cum că nu pot avea, vei vedea-o poate mai curând de cum crezi.
Ție trebuie să mor eu ca tu să crezi de plin în iubirea mea. Te rog, Veronica, nu scuza dacă vrei. Nu mă ierta chiar dacă vrei să mă pedepsești mai mult de cum sunt pedepsit eu de cer și de oameni. Dar te rog, nu te supăra. Păstrează sufletul vesel și dacă nu vrei să mă ierți, râzi cel puțin. Căci conștiința că tu suferi îmi trece ca un fier roșu prin inimă. Dacă aș fi aproape de tine, mi-ai întinde cel puțin vârful piciorului să-l sărut și poate m-ai ierta. Dar așa, neavând altă cale de a te face să te înseninezi decât un condei și o coală de hârtie, desper de a te putea dezmânia. Aștept telegramele Havas ca să scriu iar, să scriu de meserie, scrie-mi iar numele pe mormânt și n-aș mai fi ajuns să trăiesc. Căci a suferi atât pentru ce? Pentru ca să te nefericesc și pe tine? Pentru ca și pe tine să te atrag în adâncimea mizeriei mele sufletești? A suferi atât nu este nici drept, nici are vreun scop. Necutezând a-ți săruta mâinile, Veronica mea cea dulce, te rog, te rog să mă ierți și rămân robul tău pentru totdeauna. Emin. București, 28 decembrie 1879. Stau în cerdacul tău. Măi, tu zici, mică sofistă, că de câte ori nu ești aici, mi-e rău la picior. Apoi chiar așa este. Cum te văd, cum te aud, cum te sărut, îmi trece nu numai piciorul, dar orice durere pământească. Cum te strânge de mânuțe poțico și n-acum. Te rog, te rog, te rog, iartă-mi păcatul că nu ți-am scris și nu-mi trece cu fierul ars prin inimă. Căci te iubesc ca un nebun și te voi iubi și mort, draga, dulcea, încântătoarea mea, Veronicuță. Crede că dacă nu scriu, nu fac din uitare, dar numai din singura cauză că preocupările zilnice parte îmi absorb timpul, parte îmi turbură în suflet până și dulcea ta imagine. Și eu aș voi să-ți scriu, senin, micule, nu rău și abrupt, nu turbure. Te sărut de mii de mii de ori și rămân al tău pentru totdeauna. Emin. 1879. Eminescul meu, deși mă hotărâsem a nu-ți mai scrie, pentru a nu te mai provoca la răspunsuri care mi se pare că ți le storc, cum mai stoarce apă din piatră, totuși, primind astăzi scrisoarea ta, reîncep din nou, nu pentru alta, ci numai pentru a-ți spune că îndărătnica-ți tăcere mi-a zdrobit sufletul în așa măsură că 8 zile am plâns ca o nebună și acum sufer și simt tristul rezultat al lacrimilor mele. O știu și o simt mai mult decât crezi. Ce să-ți mai spun? Mă aflu sub impresiunea unei dureri sufletești adânci, din care nimic nu mă poate răpi. Și totuși, cred că de te-aș vedea, poate totul s-ar schimba. Ce vrei? Sunt ființă ticăloasă. Ești drag, cânece ești.
te sărut. Răutăciosule ce ești. Veronica. 13 ianuarie 1880. Dulcea mea doamnă, am simțit cu atât mai amar cuvintele celui din urmă scrisori, cu cât ești pe deplin îndrept, cu cât mă simt mai vinovat. Nu te voi ruga mai mult să mă ierți, nu te voi ruga nici să ții seama de împrejurare că sunt bolnav, nici de aceea că mi-e capul pururea greu de mii de lucruri străine de mine și că miile de nimicuri care mi-ntunecă viața se ceartă pentru a-mi umple strâmtul spațiul conștiinței. A unei conștiințe care, când e limitată, n-a reflectat nici când alta decât un singur chip iubit. Unul singur și toată viața, singura mea avere sufletească, singurul meu amor, singura mea speranță în lume. Știu prea bine că nu sunt vrednic de dumneata. Te-am rugat atâtea ori să ierți dacă am îndrăznit să arunc asupra vieții dumitale umbra aceasta nefericită și tot de atâtea ori ai avut bunăvoința de a-mi trece cu vederea acea evidentă slăbiciune de caracter, acea lipsă de acțiune care e cauza tuturor relelor mele. Zici că e cea din urmă scrisoare pe care o capă de la dumneata? Cea din urmă? Oare știi dumneata ce zici? Uite, te rog în genunchi, nu să mă ierți, căci nu mai am niciun drept a-ți cer iertar. Sunt un mizerabil care nu te-am meritat nici când, care nu te voi merita nici când. Ceea ce te rog e să nu-mi iei cu totul speranța că te voi vei împăca. Îmi dorești fericire, pace, liniște, viitor. Veronica scumpă și dulce, tu martira egoismului meu și a greuciunii mele, tu fin și palid chip de înger, pe tine să te pierd eu, pe tine să nu te mai văd, tu să nu mai scrii. Nici mai cutesc să zic altă dată că te iubesc peste orice închipuire omenească, că simt că n-aș găsi crezare și nici știu cum să-mi închei scrisoarea pe care o adresez acelea ce mă urăște, acelea ce vrea să mă uite, acelea al cărei chip dulce și gingăș va fi totdeauna, totdeauna în sufletul lui Eminescu. 4 februarie 1880. Miguel Eminescu de Ipotești. Sunt veselă, însă pe tine supărată. Totuși te voi întreba aceasta în scop de a primi o scrisoare de la tine. Cum ai vroi să mă fotografiez? Carte vizită sau cabine portret? Nu știu de ce nu mi-ai răspuns la scrisoarea trecută. Știi că nu-ți mai scriu de acum de fel, dacă îți vei relua vechiul tău obicei, acela de a nu scrie decât când îți toană. Am să-ți spun o răutate. O las pe altă dată. Miguel, te pup și te rog ca să-mi scrii. Nu aș voi însă o scrisoare ca cea din 10 martie. Pare că eu sunt cauza multor suferințe ale tale. În caz de ar fi așa, sacrifică-mă, te rog, ca să nu mai fi trist și ursuz. Și iar te sărut, Veronica. 15 martie 1880,
Iași. Mițule, băiet iubit și drăgălaș, azi ți-am mai scris o scrisoare neștiind că voi primi un răspuns de la tine. Tu iar începi cu gelozia ta tradițională și de tristă amintire. Bine, mițule, nu recunoști că hachițele cochetăriei mele e o consecvență naturală și e mai mult o compensație și, mai bine zicând, un cer mai lungă suferință fizică și sufletească care am avut-o toată iarna. Și îți spun drept, mai umplu pustiul vieții. Dar o nițică cochetărie dă-mi voie să o pratichez. E ceva atât de născut în mine și care nu e deloc afectat. Cu această te sărut, te pup, Miguel. Miguel, și te rog să-mi scrii că de nu e poznă mare, mă fac și mai cochetă, par dezespoar. Mițule, sunt adevărat puțin cam veselă. Îmi pare că am născut din nou. Te pup, te sărut, dulcele meu amant și viitor bărbățel. Veronica, 15 martie 1880. Dragă Nicuță, nu trebuie să te superi, ba să plângi pentru că eu sunt supărat. N-are a face una cu alta. Dacă scriu cam ursus, nu trebuie să crezi că supărarea mea se îndreaptă în contra ta. Că știu bine că în contra ta nu am nimic. Față cu tine caut să-mi port vina mea proprie. Dragă Nicuță, fii bună și gentilă și lasă-mă să te sărut. Că-și parcă te văd înaintea mea. Și nu fi supărată deloc. Vrei să mă supăr și eu? Tu n-ai nimic de acolo. Lasă timpul să ți-o dovedească mai mult decât șirul acelui care te-ar îmbrățișa dacă ai fi de față. Al tău, fără incidente, Mihai Eminescu. 28 decembrie 1881. Destul de rău, scumpul meu, că nu crezi în curăția sufletului meu față de tine. Apoi, făptuit am vreodată ca cochetă cu tine? Și mai crede tu pe mine în stare de vreo înjosită răzbunare ca să te nesocotesc față de cineva și să-mi fac o glorie din faptul că mai sunt și alții cărora pot să plac? La ce s-ar reduce atunci iubirea câtă o am pentru tine? Crezi tu în ea? Sau crezi că joc o comedie? De ce ești slab? Tocmai acolo unde ar trebui să fii bărbat. Și pentru ce ai avut tăria de a mă lăsa să-ți plâng 2 ani urmele tale? Și azi, când soarta ne-a reconciliat, pentru ce mă turburi cu neliniștea ta? Pentru ce te lași răpit de sentimentul dușman al ființei tale? De gelozie? Mițicule, dacă prin o sfântă mărturisire care pot să-ți o fac, aceea de a-ți jura o absolută credință trupească și sufletească, aș putea să-ți redau liniștea, eu cu drag ți-o fac. Și ceva mai mult, te rog să fii sigur că, deși m-ai făcut să sufăr, deși m-ai uitat de tot odată, niciodată eu nu te voi face să suferi nimic și nici nu voi pune nimic mai presus de tine. Micuțule iubit, pentru ce ai slăbiciunea de a te pune tu însuți mai prejos de alții în afaceri de iubire? Pentru ce te depreciezi tu singur când eu pun pe tine atât preț, când eu te-am pus pe tine atât de sus?
Lasă-mi pe acolo, unde iubirea mea te-a așezat, pe punctul cel mai înalt în lume și în sufletul meu. Lui Mihai Eminescu să-i spui că-l doresc, că-l iubesc, că-i sunt credincioasă ca un câine, că-l sărut, că-l desmierd, că-l rog să-mi trimită poezia făgăduită și nefăgăduită. Veronica ta, care se stânge după tine, 9 februarie 1882, Iași. Îngerul meu blond, te-aș acoperi toată cu sărutări, cum argintarii îmbracă cu pietre scumpe icoana Maicii Domnului, dacă ai fi de față. Aș face un gât dacă n-aș fi atât de gelos precum sunt. Tu-mi faci imputarea că nu-ți vorbesc deloc de amor, dar tu nu știi că amorul meu e un pahar, în adevăr dulce, dar în fundul lui e plin de amărăciune. Și acea amărăciune care îmi turbură pururea amintirea ta e acea gelozie nebună care mă face distras, care mă amărăște și când ești de față și când nu ești. Veronicuța mea, dacă acest sentiment care tâmpește mintea și stinge în om orice curaj de viață n-ar învenina pururea zilele și nopțile mele, dacă n-ar fi ingrediența fatală a oricărei gândiri la tine, aș fi poate în scrisorile mele mai expresiv și mai vorbăreț. Tu trebuie să știi că pe cât te iubesc, tot așa uneori te urăsc. Te urăsc fără cauză, fără cuvânt, numai pentru că mi-închipuiesc că râsc cu altul, pentru care râsul tău nu are prețul și îl dau eu, și nebunesc la ideea că te-ar putea atinge altul, când trupul tău e al meu exclusiv și fără împărtășire. Te urăsc uneori pentru că te știu stăpână pe toate farmecile cu care m-ai nebunit. Te urăsc presupuind că ai putea dărui din ceea ce e averea mea, singura mea avere. Fericit pe deplin nu aș fi cu tine decât departe de lume, unde să n-am nici a te arăta nimănui, și liniștit nu aș fi decât închizându-te într-o colivie, unde numai eu să am intrare. Și această amărăciune e uneori atât de mare încât pare că aș fi vrut să nu te fi văzut niciodată. E drept că viața mea ar fi fost săracă, ar fi fost lipsită de tot ce-i dă cuprins și înțeles. E drept că nu te-aș fi strâns în brațe dulce și albă mică, dar nici n-aș fi suferit atât. Nici n-aș fi trăit pururea ca un om care duce un tezaur printr-un codru de tâlhari. Oare acel om pururea în pericol de a-și arunca viața pentru acel tezaur și pururea în pericol de a-l pierde, nu zice în sine uneori că, cu toate că iubește tezaurul, ar fi fost nu mai fericit, dar mai puțin nefericit să nu-l fi avut? Așa zice poate, dar cu toate acestea nu-l lasă în pădure, cu toate acestea îl iubește mai mult decât viața. Așa te iubesc și eu, mai mult decât viața, mai mult decât orice în lume, și pururea cu frica în sân. Aș vrea să mor ori să murim împreună, ca să nu mai am frica de a te pierde. Ți-am spus, Nicuță, că pentru mine viața s-a încheiat. Ce-mi mai spui tu că sper să aflu alt amor cu ușurință și că nu apreciez în destul dragostea ta? Nu mai sunt în stare și nu voi mai fi de a iubi nimic în lume afară de tine. Thank you.
Om oțelule, îți sărut mâinile tale mici și genunchii tăi cu gropițe și gura ta cea dulce și părul și ochii și coatele și toată, toată te sărut și te rog, te rog mult să nu mă uiți deloc, deși poate tocmai când vei ști că te iubesc, nu vei mai pune niciun preț pe iubirea lui Emin. Iunie 1882. Ai fată nebună și drăgălașă și zi e pozitiv că eu te înșel, că te uit, că mi-ești dragă numai pe cât te văd cu ochii. Mâncați-aș ochii tăi cei dulci, nebună, dar te iubesc cu sufletul, dar nu știu nici ce să încep, nici ce să fac de dragul tău. Dar zi și tu ce e de făcut în vremea asta în care nu-i nimeni aici, în care vegetez ca un adevărat animal bolnav și descurajat. Cum să vin la tine? Pe cine să-l las în loc? Tu mă sfătuiești să petrec, să mă folosesc de tinerețe și alte asemenea mofturi nihiliste pe care le citești în romanuri. Viața mea ești tu, prin urmare niciun gând nu-mi vine măcar să petrec când sunt fără tine. Nimeni nu mă vede nicăieri. Duc o viață monotonă de pe zi pe alta, singur, fără prieteni și fără cunoscuți. Și tu zici să petrec ca și când un asemenea lucru se poate comanda în starea sufletească în care sunt. Ți-am spus, Nicuță, că urâtă să fii, oricum ai fi tot dragă, ai să-mi rămâi și nici nu se poate altfel, că și tu ești cel din tâi amor al meu și vei fi unicul și cel din urmă. Dacă aceasta poate fi o mângâiere pentru singurătatea ta, o mângâiere e drept că deșartă și goală, dacă te poate mângâia jurământul meu sfânt, că nu iubesc și nu voi iubi niciodată pe nimeni afară de tine, dacă te poate mângâia mărturisirea că neagră mi-e ziua în care nu te văd și pustie viața fără de tine, atunci crede-le, căci și mângâie-te măcar cât de puțin. Te sărut și te rog, liniștește-te, căci starea ta mă doare mai mult decât mizeriile mele proprii. Al tău, Emin. August 1882. Citește-mă, căci am să mor. Duminica trecută am ajuns la punctul acela în care, între viață și moarte, nu știi pe care să o alegi. În acea stare trist, dureroasă, am plecat nehotărâtă pe stradă. Întâmplarea a voit să mă opresc în fața teatrului. Spontaneu mi-a venit ideea. Când nu poți alege între viață și între moarte, e bine să te faci actor. Și de cuvânt am intrat și mi-am manifestat dorința de a încerca, de voi putea, în fine, izbuti. Ce să spun, am asistat la două repetiții și mi-am zis, e frumos să-ți încep cariera cu teatru. Bună oară, cum ai făcut dumneata? Dar să-ți sfârșești viața cu actorie nu merge. Și din momentul în care îți scriu, am renunțat, după cum cred că voi renunța la toate. Sincer și fără afectație, sincer, după cum ți-am promis toate altădată,
și consecventă, după cum ai putut avea dovadă. Îți declar acum că m-am hotărât să mor materialmente, după cum am murit sufletește, după cum am murit moralmente. Căci lumea a devenit un secriu mare și pustiu pentru mine. În aceste momente supreme de hotărâre nu mă sfiesc a-ți aduce aminte, domnul meu, de poziția falsă în care m-ai pus față cu lumea și mai cu seamă de neîndurarea cu care ai zdrobit sufletul meu, de nepăsarea cu care ai sfărâmat inima mea. Ai jucat un fals, domnul meu, pe acest teatru al vieții față de mine. M-ai târât fără milă pe povârnișul unei desperate suferinți. Dacă puțin te reculege, ai plânge singur de cele prin câte m-ai făcut să trec. Și dacă ai crezut că ai a face cu o femeie care nu simte, îți voi dovedi că te-ai înșelat. Domnul meu, după cum probează însăși scrisorile dumitale, dumneata erai acela care făceai paradă de moarte pentru mine. Se vede însă că lucrurile din lumea aceasta se reflectă totdeauna întoarse. Așa că eu îți voi aduce ca ultimă jertfă viața mea, pe care de la 30 aprilie abia știu cum o mai port. Îmi vei permite să aștept un răspuns de la dumneata. Voi muri în ziua de 27 octombrie, când pentru prima oară, într-o casă mică și modestă, ți-am dat dovadă despre iubirea mea. Vor fi tocmai 4 ani în acea zi. Ție îți distăinuiesc totul. La moartea mea voi lăsa câteva cuvinte la adresa ta și a lumei, alăturate de corespondența noastră. Știrea felului morții mele ți-o vor aduce jurnalele din Iași. Ce să-ți mai spun în această ultimă scrisoare? Că voi muri iubindu-te și blestemându-te în același timp. Roagă pe Dumnezeu să-mi ajute a muri curând, să nu-mi fie lungă agonie, căci de 6 luni durează. Te sărut pentru ultima oară, cu nestrămutata hotărâre de a muri. Veronica. 7 octombrie 1882. Eram foarte de bună credință când am scris această scrisoare. Doamna mea și generoasă amică, doresc din toată inima să vă știu sănătoasă și fericită, precum eu nu sunt. Și sărutându-vă mâinile, rămân cu supunere al domniei voastre servitor, Mihai Eminescu. București, 10 februarie 1883. Cred că asta e cea din urmă scrisoare ce mi-a scris-o Eminescu. Thank you.
Ați ascultat Mihai Eminescu, Veronica Micle. Replici. Scenariu de Pușa Rot și Costin Tuchilă. Muzica, Laurențiu Profeta. Au interpretat George Motoi și Lucia Mureșan.